îmi propun să fac o mică incursiune, să enumăr câteva dintre descoperirile de interes mondial făcute pe teritoriul României, care ne arată că, într-adevăr, există o continuitate și avem niște elemente de unicitate sau de primordialitate la nivel european sau mondial chiar pe anumite aspecte. Te rog să începem. Da. Aș începe să spun că spațiul Arcului Carpatic a fost unul dintre puținele spații protejate în uh, vremea ultimei ere glaciare. Protejate din punct de vedere al naturii? Da. Deci oamenii au putut să supraviețuiască în acest spațiu, într-o Europa care era parțial sub uh, zăpadă și ghețuri, parțial desertificată. Uh, și uh, dovezile ne arată că aici viața a continuat pentru mult timp. Astfel, în Peștera Vârtop, am fost acolo, a fost descoperit în anul 1974 de speologi cea mai veche urmă plantară conservată de om de neandertal, care este evaluată de specialiști după analize la 60.000 de ani. Adică a fost da. descoperită urmă de picior uman acolo da. în peștera Vurtop din munții Apuțeni, da, ca perfect să specificăm. Conservat. Da, conservată. În interiorul peșterii mai multe urme, perfect conservate ale omului de Neandertal. Am fost, și, mă... am fost și eu acolo, m spus că te întrerup și este într-adevăr o dovadă de necontestat, nu-ai cum să. Da. Astăzi, aceste, această urmă a omului de Vârtop, cum mai este numit, se găsește în Institutul de Speologie sau Muzeul de Speologie Emil Racoviță din Cluj. Acolo e, acolo poate fi văzută. Dar există mult mai multe lucruri care interesante care pot să fie spuse. E vorba de cea mai veche urmă perfect conservată din toate peșterile terei. Deci este un aspect de foarte important. În într un muzeu cu totul special din România, Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic din Târgoviște, care este unic în această parte a Europei, e un muzeu care a fost realizat prin eforturile profesorului universitar Marin Cârciumaru și arheologului Elena Cristina Nițu, și este un muzeu nou, nu știu dacă are 15 ani vechime, în acest muzeu avem niște artefacte speciale care sunt dovezi, cele mai vechi dovezi din lume ale practicării simbolismului la omul de Neandertal. Este vorba despre niște recipiente din piatră în care se prepara ocru, o substanță care se folosea în vremurile străvechi pentru a, a vopsi o haină, pentru a te vopsi pe corp, pentru a vopsi un obiect. Era și în acea vreme lucrurile se făceau simbolic, pentru că oamenii care treau atunci credeau în forțele naturii, totul era un mister pentru ei și ei își exprimau prin diverse simboluri sau alte lucruri credințele în anumite realități. Această, aceste recipiente conform analizelor făcute cu carbon 14, ar avea 50.000 de ani. Dar carbon 14 sau această tehnologie nu poate să vadă dincolo de 50.000 de ani, cam asta este limita. Din punct de vedere stratigrafic, adică al locului în adâncimii în pământ și în funcție de sedimentele depuse, arheologii evaluează că aceste recipiente au 80.000 de ani vechime. Deci sunt cele mai vechi instrumente care dovedesc practicarea simbolismului la omul de Neandertal. Avem în România un, un, un singur loc în care s-au găsit rămășițe ale omului de Neandertal. Este vorba de peștera Bordul Mare. Rămășițe care au o vechime de 30-45 de mii de ani. Și aici începe o altă discuție interesantă pentru că tot în România, în peștera Cuase, a fost descoperit uh, un fragment de, de osos al celui mai vechi Homo sapiens din Europa, cu o vârstă de 36.000 de ani. Ori în condițiile în care omul de Neandertal se dovedește că pe prezența lui România între 30 și 45.000 de ani, iar Homo sapiens acum 36.000 de ani, se pare că cele două specii au trăit Simultan în acest spațiu. Sigur că Homo sapiens, mai inteligent, mai violent, mai evoluat, a eliminat până la urmă întreaga specie homo, omul de, de neandertal, însă, în genele noastre, există un mic procent al omului de neandertal, semn că cele două specii s-au mai și amestecat puțin și, în felul ăsta, avem o astfel de moștenire. Daniel, sunt aceste informații pe care le-ai menționat cunoscute și recunoscute la nivel mondial? Pentru că da. știu că sunt tot felul de polemici, discuții... Acestea și... sunt informații certe, sunt analizate în laborator, sunt autentificate, deci nu sunt semne de întrebare cu privire la autenticitatea lor. Venind mai aproape în timp, Mă rog, tot cam pe acolo. Avem descoperirile făcute în anul 2010 în peștera Coliboaia, unde s-au descoperit acele picturi rupestre în care vedem și rinoceri, vedem și alte animale. Ele sunt foarte vechi, au fost investigate și analizate de specialiștii francezi. În Franța există acea peșteră celebră de la Chauvet, unde mm. sunt picturile rupestre celebre. Acei specialiști care au avut în administrație sau verificare și celebrele picturi peste din Franța, au analizat și ce există în România și au validat că au această vârstă de 36.000, 35.000 de ani. Ele sunt așadar cam de aceeași vârstă cu cele din Franța. Mai există o peșteră în care s-a descoperit picturul pestre în România, peștera de la Cuciulat, unde a fost, sunt două picturi, un căluț și o felină de talie mare, care au o vechime de 12-14 mii de ani. Și sigur, dacă venim și noi aproape în timp și cu asta, ca o să încheie această incursiune în trecutul foarte îndepărtat, avem celebrele tablițe de la Tărtăria care au o vechime de cel puțin 7500 de ani, dar se pare că vârsta se merge spre 8000 de ani vechime, despre care Sigur, pe marginea lor sunt o serie de polemici, unii spun că de fapt n-ar fi autentice, dar sunt făcute analize oarecum indirecte, în sensul că tăblițele în sine n-au putut să mai fie autentificate, pentru că atunci când au fost descoperite, arheologul, echipa de arheologi l-au conservat, l-au ars ca să le conserve să nu se deterioreze de tot. Dar au fost analizate în laborator rămășițele osoase ale unei probabil femei uh, uh, preot sau femei vraci <coughs> care erau uh, uh, alături sau în apropierea acestor tăblițe, iar uh, acele lucruri care se puteau analiza prin carbon 14 cu ajutorul acestei tehnologii indică o vârstă de 7500-8000 de ani. Însă, simbolurile care se găsesc pe aceste tăblițe se găsesc o parte dintre ele, pe multe alte artefacte ale culturii vincea. Această cultură este remarcabilă pentru că aceste artefacte aparțin. Au fost găsite la Turdaș, Turdaș, Vincea. Cu privire la aceste artefacte, sunt o serie de savanți străini, cum ar fi arheologul italian Marco Merlini sau lingvistul german Harald Harman, care spun, pe lângă alți specialiști din afara țării, de deci sunt mulți care vorbesc pe asta, vorbesc despre faptul că tăbițele de la Tărtăria sunt dovada primei scrieri din istoria umanității, cu mult anterioare scrierii sumeriene, și că civilizația danubiană, pentru că e o civilizație care s-a dezvoltat pe ambele maluri ale Dunării, este prima mare civilizație a Europei. Deci, iată, avem foarte multe elemente care ne indică în, nu doar o continuitate, nu mai vorbesc despre descoperire de la cladovei de pe malul Dunării, unde sunt, de asemenea, cimitire vechi de 9-10.000 de ani, în care era o practică mortoară, se pare foarte complexă. Oamenii ce aveau și erau foarte înalți. Se ce pare înseamnă peste că... 2 metri, cu siguranță? 1, nu, 90 uhum. spre 2 metri. Spre deosebire de populație din cultura boian, din urmă cu 6000 de ani, care avea o înălțime medie de 1,60 ceva. Uhum. Deci, lucrurile sunt foarte interesante și toate acestea ne explică, într-un anumit fel, cum a putut sau de ce, în acest spațiu, a putut să dezvolte o civilizație precum cea cucuteniană. Pentru că existau un, un, spațiu care a permis cu mult înaintea cutenilor să se dezvolte populații să facă lucruri foarte interesante. Exista, cum ai spus tu, existau toate aceste elemente premergătoare plus relieful de așa natură care clar a favorizat această continuitate și dezvoltarea.